Hai încă una. Mai gata, nu mai pot. De ce, mă? Nu te mai ajută proteinele alea? Nu știu, cred că trebuie să schimb și regimul. Ai încercat proteine cu enzime? O să încerc. Încerc. Hai să mergem. Domnul doctor, ia zi-mă, te-ai hotărât până la urmă cu rezidențiatul? Nu știu, mă, nu știu. Tot insistă maică-mea, dar tot nehotărât. Bă, frate, păcat, m-ai făcut facultatea o grămadă de ani. Da, știu, da. Așa e, ai insistă. Da, mă, știu, dar... Bă, până la urmă nici tu nu mai ești, mă, un copil. Nu mai lăsa, mă, să-ți controleze viața. Da. Acum vrea să mă combine cu Amalia. Amalia, fiica ministrului? Da. Ambițiile ei de familie și că suntem în telenovela care se uite. Păi și ce ai mai de pierdut? Până la urmă, gagică stabilă n-ai? Și Amalia chiar e foarte frumoasă, am văzut-o și eu. La radio am anunțat că va fi soare în curând. Și o piesă ce-mi trezește atâtea amintiri. Inimile noastre încă bat, așa rănite, inimi desenate pe asfalt. Ca jurăminte, nu pot să te scot din mintea mea, nu pot să te scot din minte. Inimile noastre încă bat, așa rănite. Scuze. Pentru ce? Nu știam că avem o artistă printre noi. Îmi place să cânt că lucrez. Trece timpul mai plăcut. Nu te-am mai văzut pe aici. Lucrez de săptămână aici, la recepție. Ai voce super bună. Mulțumesc. Ar trebui să te gândești să faci o carieră din asta. Din cântat. Nu cred că aș avea curajul să încerc. Radu. Elena. Îmi pare bine, Elena. Îmi cer scuze, dar trebuie să mă întorc la treabă. Sigur, nu vreau să te rețin. Pa, pa! Pa! Mereu spui așa. Nu contează. Auzi, am cunoscut un tip drăguț azi. M-a auzit cântând și mi-a zis că am o voce mișto. Hai, mă, nu, e doar un membru de la club. Și oricum cred că este plin de bani. Nu se uită el la una ca mine. Dar mi-a făcut-o... E el. Băiatul de care ziceam. Aici, în parcare. Hai, pa, vorbim mai încolo. Bună! Bună! Tot aici ești? Te-am așteptat, am zis să nu te deranjez. Pe mine? Da, hai să te conduc. Nu, merg cu metroul, dar mulțumesc. Să știi că sunt client vechi aici, poți să ai încredere în mine. Cred că am. Ok, hai că te duc cu metroul. Nu, e ok. Am încredere. Bine, hai. Mulțumesc. Aici stau. Eu îți mulțumesc. De fapt, voiam să mai petrec puțin timp cu tine. Mulțumesc încă o dată. Stai. Sper să ne mai vedem pe la club. Și să mă lași să mă aduc acasă. Nu cred că e ok. N-am voie să mă împrietenesc cu membrii clubului. Speram să fiu mai mult decât prieteni. Pa, pa. O zi frumoasă. Pa. O să mă gândesc la tine. Bună, mamă. A, scumpa mea. Ai venit repede? S-a întâmplat ceva? Nu, m-a adus cineva de la club. Cineva? Da, un membru de la club. Elena, vezi să nu te încurci cu băieții de bangata care vin pe acolo. Mama, nu e cazul. A fost doar drăguț. Drăguț? De-aia ai rânjet o sa până la urechi. Hai, spală-te pe mâini că pun masă. Bine. Bună, mamă. Radu, te-am sunat de 3 ori. Da, știu, dar
Am fost ocupat. Nu știu ce putea să fie atât de important, dar, în fine, bine că ai venit. Avem multe de făcut. Da. Radu, te concentrezi un pic? Tocmai am vorbit cu Amalia și mi-a spus că o să vin aici, în vizită. Amalia? Da, îți dai seama că, în loc să își petreacă vara la Paris, vine să își facă vacanța aici, cu noi, cu tine. Cu mine? I-am promis că o duci și la munte și la mare. N-am mai fost de ceva timp în România. Știi că de 3 ani e stabilită la Bruxelles. Păi, mamă, iar ai făcut planuri înainte să mă întrebi? Dar nu văd de ce trebuia să te întreb. Oricum, nu mi s-a părut că e o problemă. Știam că îți place Amalia. Da, e o fată frumoasă, dar asta nu înseamnă că trebuie să-mi petrec vacanța cu ea. Mă rog, n-are nicio importanță. Nu vreau să-mi stric starea, că azi am o stare bună. Radu, stai puțin, trebuie să stabilim programul. Spaghiu ție mințile în cap. Trebuie neapărat să o iei de nevastă pe fata asta. Dar nu să pierdem o asemenea partidă. Fată de ministru. Rain does come, baby, we can go get lost tonight. The candles lighting up your eyes like spotlight. When you glow like that, you make me feel alive. Alright, we don't always see things eye to eye, but in this life, our love is so alive. Nu mă simt prea confortabil. De ce? Ești cu mine, relaxează-te. Știu, dar lucrez aici. Majoritatea membrilor mă cunosc și e ciudat să petrec timpul cu tine la jacuzzi. Mai ales că o să înceapă să bârfească. Elena, dar nu mai suntem pe vremea bunicii, serios. Hai, relaxează-te. Ok. Intrăm? Tu primul. Ok. Bine, m-am întrebat cum este. E relaxant. Mai ales că ești cu mine. Să rămână, mama. Radu, da. Ia vină puțin încoace. Da. O prietenă de-a mea mi-a trimis această poză. Cu tine. Foarte drăguț. Acum mă și urmărești. Ești băiatul meu și e normal ca oamenii să se uite cu ce te îmbraci, ce mănânci, cu cine umbli. Ok, dar asta e treaba mea, nu-i treaba ta. Cine e fata asta? E o fată care lucrează la club. Lucrează? Da, să nu faci un atac de cord, mamă. Lucrează la recepție. Bine, am înțeles. Distrează-te cât vrei cu fătuca asta, dar te rog frumos. Când vine Amalia, trebuie să te comporți exemplar. Nu înțeleg de ce tot îi dai tu cu Amalia, așa, nu? Pentru că Amalia te iubește și este o fată potrivită pentru tine. Tu ești tânăr și responsabil acum. Și ai nevoie de o fată care să fie serioasă și care să te ajute să crești. Ok, eu mereu te-am ascultat, dar de data asta nu crezi că exagerezi? Doar nu să-mi spui cu cine să am o relație. Nu, dar sunt mama ta și trebuie să te sfătuiesc. Tu ești cu capul în nori și o să profite de tine toate nemâncatele. Ok, uite cum stă treaba. Eu sunt îndrăgostit de fata asta, Elena. Și dacă e să am un gând serios, cu ea l-am, nu cu Amalia. Așa că obișnuiește-te cu ideea. V-am adus un harat pentru după masaj. Mulțumesc. Vrei să mă ajuți puțin, te rog? Da, sigur, spuneți. Pot să-mi schimb și prosopul de pe pat? Știu că e curat, dar ăsta mi se pare că are un miros așa. Sigur, nu este nicio problemă. Mm-hmm.
încântată, doamnă. Mulțumesc, ești foarte drăguță. Elena, vine la mine, Miro. Da, șeful, s-a întâmplat ceva? Se pare că da. Doamna a venit foarte supărată să ne comunice că după ședința de masaj nu și-a mai găsit telefonul. Îmi pare rău. L-am căutat cu aplicația Find My Phone și m-a dus la recepție. La tine. La mine? Doamne ferește, n-am luat nimic. Lasă-ne să verificăm, să ne asigurăm că e așa. Normal. Este inadmisibil. Sunt membră veche a acestui club și plătesc ceva abonamente pe an. Doamne, îmi pare rău. Îmi cer mii de scuze în numele clubului. Este nouă angajată, fata. Nu înțeleg, eu n-am luat nimic. Te rog frumos să strângi imediat lucrurile, ești concediată. Dar e o greșeală, vă rog! Să spui mersi că doamna nu merge la poliție să depună plângere. Nu, nu, nu. Nu vreau să-i fac niciun rău. E tânără și probabil că a luat ovalul. Lăsați-mă să vă explic cum a fost, eu n-am furat nimic. Te rog frumos să te retragi, ajunge. Doamnă, îmi cer mii de scuze, încă o dată. Doamnă, nu înțeleg ce s-a întâmplat, dar singurul mod în care putea ajunge telefonul la mine era doar dacă îl puneați dumneavoastră. Îmi pare rău că ți-ai pierdut serviciul, dar trebuie să înțelegi că e bine să-ți vezi de treaba ta și să nu umbli cu oameni care nu-ți dă nasul tău. Poftim? Nu înțeleg ce oameni. Lasă-l în pace pe Radu. Sunteți mama lui Radu? Exact. Și sper că este ultima oară când te văd. Credeți că dacă m-ați dat afară de la muncă o să renunț la el? Îl iubesc. Iubești banii lui, fetițo. N-am nevoie de banii lui Radu. Îmi pare rău că aveți părerea asta despre mine, fără ca măcar să mă cunoașteți. Cunosc eu genul ăsta de sărăntoace. Ok, am înțeles părerea dumneavoastră. Dar n-am de gând să renunț la Radu, indiferent de la câte job-uri o să fiu dat afară. Mi-a părut bine de cunoștință, doamnă. Ce faci, mă? Gata? Gata, că vreau să o prind și pe Elena. Ah, Elena. Ok. Ai ceva să-mi spui? Nu, frate, nu vreau să zic nimic. E viața ta până la urmă. Dar dacă mă întrebi pe mine, eu să știi că-s de acord cu maică-ta. Da, e frumusică, nu zic. Păi, dar n-are clasă, mă. Pe tocmai asta îmi place. E o fată simplă și frumoasă. Și nu vreau să te aud că vorbești prostii despre ea. Da? Gata, frate. Hai că nu-ți mai zic nimic. Așa.